Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În clipul de azi voi înlocui bateria unei aparat de măsură a energiei electrice având conectare la priză. Haideți să vedem problema. Să alimentăm acest aparat de măsură. Văd că arată tensiune mult mai mică față de ce este la priză. Aici am în jur de 230 V, arată cu 10 V mai puțin. În afară de înlocuirea bateriei, voi încerca să văd dacă pot calibra tensiunea respectivă. Da, să vă arăt tensiunea, că de fapt este mai mult. O să introduc de protecția aceasta. Da? E aproximativ 232 V. Pe aparat de măsură mi arată 222. 223. Deci cu 10 V mai mult. Însă aceasta nu este principala problemă. O să folosim acest bec de 25 W, incandescent, aproximativ 110 mA, 24,5 W. Sper că se vede bine, probabil și din cauza luminilor de aici. Da, acum se vede bine, da, în fine. Problema ar fi că odată ce îl scot din priză, datele respective, cum ar fi curentul maxim, puterea maximă, dacă îl scot din priză, mă gândesc că ar fi trebuit să stea aprins. Îl bag înapoi. Da? Curentul maxim și puterea maximă nu mai rămâne. Semn că bateria din interior este dusă. Haideți să desfacem acest aparat de măsură a energiei electrice. Prima dată trebuie să deșurubăm acele șuruburi și au un capăt destul de ridicol. Să vedem dacă am pe aici. Cred că am găsit ceva. Să sperăm că pot să îl desfac. Da, e perfect. Am zis eu că trusa asta de șurubelnițe îmi e foarte utilă. Aș vrea să iau una mai complexă. Asta e una simplă. Șuruburile s-au desfăcut. Una încă mai să da. Da, s-a desfăcut. Le-am scos. Iar acum să vedem cum îl desfacem de aici. Nu înțeleg de ce au trebuit să pună și clemele alea. E ridicol, da? Na. Gata, s-a desfăcut. Cam așa arată și am văzut deja acumulatorul. E o baterie reîncărcabilă, nichel și hidrură metalică. Am înțeles pe Wikipedia că se numește și baterii nichel metal hidrură, mă rog. Inițial le denumeam greșit, le spuneam nichel magneziu, dar pe scurtarea din tabelul Mendeleev, magneziu e Mg, MH e complet altceva. Da, scuzați-mi eroarea pe care am făcut-o cu mult timp în urmă. Se vede că aceasta este oxidată. E bine că am găsit-o acum, în această stare și nu mai târziu. Pe acest PCB avem două semireglabile. Mă gândesc în felul următor. Cred că un semireglabil este pentru reglajul curentului, iar celălalt pentru reglajul tensiunii. Dar, repet, din păcate nu sunt notate așa cum aș fi vrut eu. Spre exemplu, mi-ar fi plăcut să fie în felul următor. Cel care reglezi curentul să fie denumit IRE și cel care, cu care reglezi tensiunea să fie notat UR sau ceva gen, sau VR. Dar în cazul ăsta văd că unul e notat VR1, celălalt VR2. Acela este șuntul. Da, probabil o să-mi dau seama, dar vedem un pic mai târziu. O să încerc să desfac acest PCB. Nu o să fac un teardown, pot să fie ceva așa rapid. Haideți să măsurăm și bateria, deși e clar după oxidarea respectivă trebuie schimbată. Ce repede scade. 0,5. Clar e dusă. Să desfacem acest conector. Gata. O să deșurubăm prima dată 3 dintre șuruburi, unul de aici, de aici, iar al treilea din zona asta.
Mă gândesc că cele două din centru e doar pentru ecran, dar vedem acum. Nu, trebuie desfăcute și celelalte, nu? Hai că vedem acum. Să desfăcem și pe ăsta de aici. Gata, s-a desfăcut. Ecranul. O să-l punem într-o parte. Parte din față. Da. Probabil în zona asta este un microcontroler ceva. Da, probabil că avem și un cristal de cuarț în zona asta. Da, haideți să dezlipim această baterie. Înainte de a-l dezlipi cu ajutorul stației de dezlipit cu vacuum, să punem puțin fludor proaspăt în zona asta. Așa fac eu de obicei. Ok. Stația de dezlipit cu vacuum e pregătită. Ar trebui să desfac acum. Gata. Foarte simplu. O să curăț puțin cu alcool izopropilic în zona asta. Sper că nu am deranjat acel cristal de cuarț. Îl lăsăm acolo. Și pe partea asta. Un pic. Deja am cumpărat acumulator nou. Ah, nu v-am spus, aici sunt două baterii în serie. Iar la asta, plusul e în spate. Minus aici. Hai să o măsurăm. Plusul aici. Ia să vedem. Da, acolo. Mă rog, bateria asta e aproape goală, practic. Acum nu știu bateriile astea, NIMH, dacă modul de depozitare trebuie să fie goale sau nu, habar n-am. La lichiu ion, din câte știu, trebuie între 50 și 80%, cam pe la jumătate, minim. În fine. Bun, haideți să o montăm corect. Aici e plusul. Cam așa. Și în partea asta. Straniu, dați oxidate terminalele alea. Hai să punem puțin flux suplimentar. Ca să știu că e lipit bine. Ok, și în zona asta. Gata. Să curățăm cu alcool izopropilic. Gata, acumulatorul a fost montat. Lipiturile, eu zic că sunt în regulă. Să punem ecranul înapoi. Avem grijă să nu atingem zona aia cu mâna. Dar nu mai știu cum se numește. Apropo, eu zic acum așa, ce cred eu. E cumva contact tip zebră sau ceva gen? Îmi spuneți voi în comentarii, sunt curios. Știu că sunt foarte cunoscute tipurile astea de contact în guma aceasta. Să punem și PCB-ul. Cred că e în regulă, așa. Să începem cu cele din centru. Să punem și pe cel de aici. Văd că a venit unul mai lung, dar în fine, îl punem așa cum e. Gata. Să punem acest conector înapoi. Deocamdată doar de formă, că vreau să-l pun în priză așa cum e. Mai departe cu testul acesta, cu având carcasa deschisă, o să porn niște mănuși. Hai să-l alimentăm. Nu e băgat în priză mai departe, de asta nu se vede. Hai să îl alimentăm. Pornim.
Este în regulă până acum. Hai să măsor tensiunea pe acea baterie, din curiozitate, deoarece în momentul ăsta a trebuit să încarce. Măsor pe aici. Da, se încarcă. E perfect. Hai să-l lăsăm așa, deocamdată, deoarece vreau să văd dacă rămâne memorie ce am măsurat ultima dată. Ok. mA, 25W, pare rău că se vede un pic straniu, trebuie să țin lumina de sus pentru a vedea cât de cât. Da, o să opresc alimentarea un pic. Acum alimentăm din nou. A? E perfect, interesant. Nu? Înainte nu era așa. Ai, maxim, minim nu rămâne? Nu trebuie să rămână? Abar n-am. Interesant că să display-ul aprins. Deci acesta măsoară frecvența, factorul de putere, cos fi, tensiunea, probabil RMS, curentul, curentul maxim, puterea, puterea maximă, curentul, da. Cam asta e. Singura chestie că vede tensiunea un pic cam mică. Problema ar fi că nu știu care dintre cele două semireglabile, care e pentru curent și pe care e pentru tensiune. Hai să desfacem acea plăcuță puțin mai departe, să vedem. Trebuie să iasă așa, teoretic. Hai că am desfăcut până la urmă un pic. Gata, hai să vedem și pe spate. Pe spate se pare că avem un amplificator operațional LM324. O să încerc să desfac aceste tuburi termocontractabile de pe... Ok, am desfăcut varnișul respectiv, tuburile respective termocontractabile. Un semireglabil e de 10 kΩ, 103, și cel de sus de 2 kΩ, 202 scrie pe el. O să merg pe principiu că cel cu valoare mai mare în ohmi este pentru reglajul tensiunii. O să încerc să reglez cel de jos în cazul acesta, adică cel de 10 kΩ, deci. Hai să vedem tensiunea. S-a reglat de la sine. Hai să vedem acum dacă cumva ăla reglează, dar din câte... îmi dau seama, ăla e pentru reglajul tensiunii. Da, ăla e clar. Să vedem și cu aparatul de măsură. 232 arată acolo. 232. O să reglez un pic, scuzați mișcarea camerei. Da, 232, lăsăm atât. Hai să adăugăm becul acesta. Incandescent. Da. 110 mA. Da. Este bine. Acum sper că nu am dereglat pe cel de curent, dar nu cred. Nu l-am. Am încercat să tai acel varneș cât mai cu grijă posibil pentru a nu deregla. Dar pe cel pentru reglajul tensiunii nu am reușit. A trebuit să fiu un pic mai brutal în cazul lui. Apropo, observ că acum rămâne în memorie curentul maxim și puterea maximă activă în wați, 26W. Da, trebuie să încarce acea baterie, din câte ați observat era goală. Mă rog, bateriile, că sunt în serie. Haideți să montăm înapoi. Mai departe, oricum v-am spus, nu, ăsta nu e un teardown. Să vi-l arăt mai aproape. Nu e o descriere a aparatului, e mai mult o reparare, da? Ce scrie pe el? LED plus, acolo. LED minus, LED plus. Se poate atașa un LED pentru indicare că e în priză, cumva? În fin. Haideți să-l punem înapoi.
așa cum trebuie. Hai mă, intră mă. Ce tare e plasticul ăla. Gata, a intrat. Așa, asta înapoi. Capacul acesta. Acum îl vedeți pentru ultima dată în interior. Punem capacul înapoi. Gata. Să nu uităm de șuruburi. Unul aici și unul aici. Și în sfârșit, testarea de final. V acum. 231. În fine. E pe acolo. E max, puterea maximă. E puterea, hai să vedem. Ea scrie cam 26, nu știu dacă vedeți voi bine. Da, se vede destul de nasol cu lumina îndreptată direct către el. Trebuie din lateral cumva. Și mai fain că acum rămâne memorat. Da. Curent maxim și puterea maximă. E ok. Gata. Am reparat acest aparat de măsură al energiei electrice, tip priză. Hai să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, apăsați vă rog acel buton de like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!